Cât la sută din piața de retail din România e reprezentată de retail-ul online? Unde suntem? Între 2 și 2,5%, cam 2,5%, din tot retail-ul tradițional. Această cifră o putem compara cu o medie pe Uniunea Europeană sau pe câteva țări Da, am relevante? publicat la un moment dat pe grupul de Facebook o statistică din zona asta. Ne comparăm cu Italia, La ca fel de idee, scăzut e și în da? Italia. Tot la fel de UK. scăzut, UK mai sus, 30-40 parcă, 40% cred, Bun. și în zona aia. Singurul avantaj al acestui Cifre, da, vă rog. procent foarte scăzut e potențialul mare de Sigur, creștere da, în mod este. evident. Vedeți un interes mare din partea unor jucători străini, jucători mari, mijlocii, să spunem, să intre în piață? Interes există. Cât de mare, nu cred că pot să spun. Se uită la piața noastră, clar. Avem zone care funcționează bine, cum e Fashion sau ITNCU, care merg foarte bine. Uneori e și greu să intri în ele, ca idee, fiind puțin mai aglomerate. Nișe care sunt la zero, adică, nu știu, alte nișe, să zicem, în afară de astea două. Puericultura, să zicem, articolele pentru copii. Cred că încă mai așteaptă să ne mai coacem puțin, din ce văd eu. Interes există. Și am auzit discuții, mai sunt preluări, negocieri, fuzionări în zona de către investitor străin. Numai dacă ne uităm la grupul Naspers, care a făcut diverse mutări pe piața de aici și, na, e un interes destul de mare până la urmă. Da, se întâmplă. Nu știu dacă anul ăsta se vor întâmpla multe lucruri de genul, dar există un interes crescând, aș putea zice, în direcția asta de a intra pe piața noastră. Deocamdată încă suntem mititei. Ești un mic întreprinzător care își deschide acum sau face primii pași în comerțul online. Care sunt cele mai mari șanse să faci un exit vânzând către un jucător local sau către un jucător mare internațional care vine în România? Pe un orizont de 5 ani, să spunem. Da, aș schimba puțin datele problemei. Dacă faci profit, e ușor să vinzi și într-o parte și într-alta. Deci prima chestie e să faci profit. Ca atare, dacă intri în piață, stai 2-3 ani, te chinui puțin, să reziști, să faci puțin profit și după aia poți să vinzi. Deci ar trebui să fii pe un trend ascendent ca să te gândești să faci un exit. Dacă ești pe minus și n-ai un trend suficient de crescător, atunci e greu să vinzi. Fie că vinzi aici local, fie că vinzi în afară. Dar cred că cei din țară sunt mai aplecați în a investi decât cei de afară. Cei de afară oricum se uită la cifra asta așa, gen micuță sau așa, adică nu prea se mișcă lucrurile. Mai durează poate un pic până când să vină ei. Am văzut, cel puțin pe mine m-au contactat câțiva care au ceva bani, să zici, la un moment dat, și nu prea au ce Sunt să facă. dispus să Sunt dispus să investească. mai dea niște bani pe aici, pe acolo. Uneori mai mici, alteori mai mulți, depinde de la caz la caz. Cred că m-aș duce către cei locali, ca idee, în prima fază. Dacă am un business puțin mai mare, asta înseamnă să faci, nu știu, nu vorbim de 1 milion de euro pe an, ca idee, cifră de afaceri, ci mai mult un pic, spre 10 poate, sau nu știu unde. Adică acolo poți să începi să te gândești la un investitor străin. Care sunt criteriile după care alegi, ca proprietar de magazin online, criteriile după care îți alegi curierul, prețul, presupun că e E un criteriu. extrem de important. Da. La ce trebuie să mai fii atent, În în afară de afară preț. de preț? Din punctul meu de vedere, aproape toți curierii din România sunt pregătiți în acest moment să facă față unui comerciant online. Un comerciant online are o serie de specificații care nu sunt la fel cu cel offline. Comanda este una și pleacă, sau adică la offline lucrezi un pic altfel, mai în 20-30 de comenzi, lucrurile sunt un pic altfel, vine marfa, te aprovizionezi. Aici uneori se întâmplă pe chestii micuțe, mărunte, e un altfel de flux de comenzi, de logistică. Există tehnic, în acest moment sunt cel puțin vreo 3 sau 4 curieri buni, pregătiți, care au ceea ce se numește, sper să nu vorbesc prea tehnic acum, API, adică un serviciu web prin care eu mă interfacez și, spre exemplu, fiind comerciant online, intrând în interfața mea în care eu îmi fac comenzile și mi le administrez acolo, apăs pe un buton, un singur buton,
comanda mea pleacă de aici, din interfața mea, în interfața curierului, unde deja se tipărește cumva acel AVB. Și acolo intră direct din interfața mea, intră nume, prenume, adresă, cod poștal și ce mai nevoie să se facă livrarea. Chestia asta durează foarte puțin. Deci asta ar trebui să aibă curierii, să se interfațeze ușor cu magazinele online, știi? Și sunt, ăștia mai mari, sunt aproape toți au acest lucru. Mulțumesc mult! Plăcere!